În cartea profetului Isaia, capitolul 36, cu versetul 8, stă scris Acum, fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da două mii de cai să vedem dacă poți face rost de călăreți care să-i calece pe ei. Armata asiriană era una dintre cele mai puternice din lume. Sanherib, regele ei, se afla în război împotriva Egiptului și, deși micul regat al lui Iuda aliat cu Egiptul nu reprezenta un dușman periculos, el l-a trimis pe marele paharnic cu o mare armată să asedieze cetatea Ierusalimului și să-l someze pe regele ei, Ezechia, să se predea și să-și schimbe aliatul. Solul asirian, știind că armata lui Ezechia nu are cai, i-a oferit un pact avantajos. Îți voi da 2000 de cai dacă găsești călăreți care să încalece pe ei. Hm. Dar Iuda nu dispunea de 2000 de călăreți. Ca să nu ne îndoim de istoricitatea acestui moment, a fost consemnat în detaliu pe o inscripție scrisă cu caractere cu forme. găsită în ruinele cetății Ninive, și este amintit și de cronicarii greci care atribuie distrugerea armatei asiriene nu îngerului lui Jehova, cum spune Biblia, ci unei epidemii. Făcând o aplicație omiletică a pasajului, 2000 de cai sunt oportunitățile și mijloacele pe care le pune Dumnezeu la dispoziție fiecăruia dintre noi ca măsuri concrete pentru a rezolva situațiile dificile pe care ni le rezervă viitorul. Iar cei 2000 de călăreți există, nu sunt o ipoteză și cu atât mai puțin o ficțiune. Noi, cei 2000 de călăreți, suntem toți cei dispuși să ne aventurăm, să ne adaptăm, să învățăm, să încercăm, să experimentăm, să riscăm. Pentru aceasta trebuie să fim bărbați și femei cu credință fermă, care Cred promisiunile lui Dumnezeu, care au încredere în planurile divine, care ascultă de poruncile sale, bărbați și femei care au viziune, care văd noile oportunități care apar, care știu ce trebuie să facă Biserica și stabilesc obiective. Bărbați și femei care știu să lucreze în echipă oameni consacrați, dispuși la sacrificiu, neobosiți, bărbați și femei care au dobândit o formare ca David, care știa bine ce are de făcut cu praștia, ca Pavel, despre care Dumnezeu a spus, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Fapte, capitolul 9, versetul 15. Aceasta este aplicația spirituală pe care o putem da relatării întâlnirii trimișilor lui Sanherib cu Ezechia. Imprevizibilul s-a petrecut și Providența Divină și-a trimis îngerul care a dat victoria regelui lui Iuda. Pentru că există în ceruri un Dumnezeu, el nu va permite ca poporul său să fie distrus, ci la final îi va oferi victoria.